Dincolo de faptul că armata are misiunea de a apăra patria, noi întotdeauna vom interveni atunci când cetățenii Republicii Moldova și comunitățile vor avea nevoie de ajutorul nostru și ceea ce s-a făcut aici timp de 2 luni este un exemplu remarcant. Zilnic v-ați pus viața în pericol, știți despre aceasta și ați mers înainte pentru a apăra oamenii care locuiesc aici în sat.